Sunt 7 ore de lansări, începând cu ora 12 până ultima lansare la 18:30. Editura Polirom are 25 de ani de activitate. Prima carte care a apărut a fost în 1997 pentru Europa, autor Adrian Marino. Adrian Marino, care în foarte multe interviuri, în studii, în intervenții publice, spunea că românii și România și tânăra generație de liceeni și de studenți au nevoie de dicționare, de instrumente de lucru, de studii care să prezinte într-un mod plăcut și dens, să prezinte anumite evenimente. Deci avem nevoie de instrumente de lucru, de sinteze, de studii, de dicționare, așa susținea Adrian Marino. Și între timp această idee a început să prindă conturi. Nu suntem într-o zonă care să nu fie acoperită. Dacă vrem să știm ce s-a întâmplat în vremea lui Ștefan cel Mare sau lui Tudor Vladimirescu, găsim studii despre secolul XIX-XX, despre istoria României. Ce se întâmplă însă cu perioada comunistă și postcomunistă? Avem un institut de cercetare a crimelor comunismului care funcționează, avem un institut pentru studiul totalitarismului și acolo se adună enciclopedii, există o enciclopedie a represiunii comuniste apărută la Institutul pentru Studiul Totalitarismului. Sunt tot felul de sinteze, de cărți care contribuie la înțelegerea acestei perioade comunism. Ce facem cu postcomunismul? Sunt deja 30 de ani, 32 de ani, e cumva o generație care a trecut peste noi, oameni care s-au născut după 1990, n-au fost niciodată în contact cu sistemul comunist, cu Ceaușescu, și cu toate acestea, acești oameni sunt oameni maturi, oameni care au reușit să studieze în străinătate, să aibă performanțe, să scrie cărți. Acestor oameni le este dedicată în primul rând această carte pe care o lansăm la această oră, Panorama Postcomunismului în România, autorul Iliana Corobca. Iliana Corobca, care a mai propus publicului cititor din România alte două panorame, Panorama Comunismului în România și Panorama Comunismului în Republica Moldova, iar acum a trecut la Moldova Sovietică, iar acum a trecut la postcomunismul în România. În fața dumneavoastră se află această carte și vom avea într-un an, poate mai repede, Panorama postcomunismului în Republica Moldova. Cartea are 48 de autori, acoperă nu doar istoria propriu-zisă din 1990 până acum. Sunt texte despre filmul românesc din 1990, despre teatrul românesc, despre literatură, despre arhitectură, despre patrimoniu, despre fenomenul Piața Universității. Cumva reușim să... Cartea reușește să ofere publicului cititor o perspectivă multiplă legată de România de după 1989. Și credem că această carte va fi cu atât mai importantă, nici nu ne dăm seama, peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani. Acum lucrurile ni se par familiare, ni se pare familiar că am văzut filmul lui Corneliu Porumboiu, A fost sau n-a fost, sau ne amintim de un spectacol de teatru al Andrei Șerban pe scena TNB, cu trilogia antică, dar cu cât ne îndepărtăm de acea perioadă, s-ar putea să nu ne mai amintim și e nevoie de asemenea sinteze, de asemenea cărți care să ne aducă aminte și să situeze toate evenimentele care s-au întâmplat. Iliana Corobca, coordonator, cu noi sunt o parte din autorii acestei cărți, Raluca Oancea, Ileana Racheru, Bogdan Murgescu, Augustin Ioan și Tudor Vișan-Miu. Aș vrea să o invit pe Iliana Corobca să ne spună intențiile acestei panorame, cum a construit această carte, de când a construit-o, ce își propune, care ar fi, să spunem, mesajul, intențiile acestei cărți către publicul cititor, și după aceea vom face și un tur de orizont și vom invita și autorii să ne spună câteva cuvinte. Deci, Panorama postcomunismului în România, coordonatorul Iliana Corobca la editura Polirom. Te rugăm. Bună ziua! Eu voi începe prin a anunța pe autorii acestei panorame și probabil că timpul meu va expira dacă citesc cine a participat în acest volum. Îi salut, unii sunt aici în fața dumneavoastră, dar îi salut și pe cei care sunt în fața mea. Prima temă din panorama noastră îi aparține lui Alexandru Gussi, căderea regimului comunist și apariția societății civile, Ruxandra Cesereanu, proclamația de la Timișoara, Corin Braga, piața Universității 1990, Alin Rus, de la violența fizică la violența structurală în societatea românească postcomunistă, Marius Gabriel Nicolae, simbolurile de stat ale României, Marius Oprea, a cincea putere, tranziția securității române de la comunism la NATO, Mircea Tănase, armata României, drumul spre modernitate și valorile euroatlantice, Marius Mureșan, pe care îl văd aici în fața mea și îl salut, alegerile prezidențiale, Alexandru Radu, pe care parcă l-am identificat tot pe aici, nu ne-am cunoscut niciodată, dar l-am văzut în poze. A scris despre fenomenul partidist, Tudor Vișan-Miu, egalitatea în Republică, Emanuel Popilaș, capitalismul românesc, Doru Pop, ideile care ne sucesc și ne răsucesc mințile, Daniel Mihail Șandru, pe care iarăși îl avem aici în față, a scris despre legislația din România după 1989, Bogdan Dima, frica fondatoare a sistemului postcomunism de guvernare, Lavinia Stanu, justiția de tranziție, Constantin Vasilescu, despre cele două procese ale comunismului în postcomunism, Cosmin Budeancă, pe care îl salut, legi cu caracter compensatoriu pentru victimele regimului comunist, Manuela Marin, nostalgia postcomunistă, Cătălin Botoșineanu, memorie și mărturii incomplete, arhivele în postcomunism, Bogdan Murgescu, Cristian Năsulea, Diana Florentina Năsulea, economia României după 90, Elena Zanfir, politici sociale în tranziție, Anne Marie Helen Nițu, organizațiile societății civile, Cristian Vasile, religia în democrație, Alexandru Ionuț Petrișor, pe care îl salut, mediul și protecția acestuia, Florin Soare, moștenirea politicii demografice, Alina Botezat, migrația postcomunistă, Dorica Boltașu, școala românească în postcomunism, Dumitru Tucan, educația superioară și știința, Mirela Luminița Murgescu, schiță subiectivă a istoriografiei românești postcomuniste, Augustin Ioan, orașul postcomunist, arhitectura urbană și rurală, o perspectivă subiectivă, Sergiu Musteață, Patrimoniu Mondial din România, Antonio Momoc, Jurnalism în România postcomunistă, Sanda Manu, o perspectivă asupra cotidianului în tranziție, Răduț Bâlbâie, de la propagandă la relații publice, Valentina Sandu Dediu, muzica în postcomunism, Anca Hațiegan, teatrul, Doru Pop, filmul, 3 decenii de cinematografie, Bogdan Crețu, literatura după 89, Cosmin Năsui, 30 de ani de artă comunistă, Raluca Oancea, fotografia și arhivele artistice, Radu Meza, cultura digitală după 1990, Paul Boca, cultura populară din România, Pompiliu Nicolae Constantin, sportul românesc după 1989, Ruxandra Ivan, politica externă a României, Ileana Racheru, relațiile bilaterale Republica Moldova-România, Grațiela Benga, Ileana Racheru și subsemnata, o cronologie a vieții politice, sociale și culturale în România postcomunistă. Avem așadar autori de la cele mai importante instituții științifice, academice din România și din diaspora câțiva, și aș vrea să vă vorbească despre cartea autorii de față, că timpul meu a cam expirat. N-a expirat, rămâi cu noi. Explică-ne cum ai alcătuit această panoramă postcomunistă în România, postcomunismul în România. Deci, cât a durat ca să aduni toate textele? Se știe că, în general, când facem volum colectiv, toată lumea predă în ultima zi sau în ultima oră textul. La tine cum a fost? Ai primit textele în ultimul moment? Ține despre construcția acestei cărți. Ideea a apărut atunci când am oferit proiectul Panoramei Comunismului în România. Eu eram expert la ICCMR și președintele instituției era Radu Preda și el a fost primul care mi-a zis că dacă facem o panoramă pe comunism, ar fi cazul și ar fi deja momentul să facem una și pe postcomunism. Și eu am pornit de la modelul panoramei precedente, atâta că anumite realități s-au schimbat între timp și au intervenit și alte aspecte noi, așa încât putem compara cele două perioade, panorama comunismului cu postcomunismului, putem compara fenomenele care au existat, film, cinematografie, artă, au existat și atunci, dar apar teme noi și apar și alți autori. Ideea a fost să fie autori din diferite generații și, ca să răspund la întrebarea domnului Șimunca, proiectul a început în 2019 și termenul limită era cam martie 2000. S-au început în 2020 și termen era 2021, dar din cauza pandemiei și din cauza, să zic așa, autorilor care unii mi-au predat mai târziu textele, dar în principiu nu autorii au fost, ci, să zic, de vină, ci și faptul că a trebuit să găsim sponsorizare, să ne susțină instituția, să facem tot felul de chestii birocratice pentru proiect, că e un proiect totuși de mare dimensiune. Și cam asta a fost. Am o întrebare și apoi o să-i rugăm și pe invitați să vorbească despre panorama postcomunismului în România. A fost ceva deliberat, ceva care din capul locului ți-ai dorit așa sau asta a venit pe parcurs? În sensul că tratezi această perioadă nu doar din punct de vedere istoric, economic, ci adaugi arta în ultimii 30 de ani, film în ultimii 30 de ani, arhitectura în ultimii 30 de ani. Deci a fost o construcție inițială cu aceste componente sau a venit pe parcurs? A existat o schemă inițială care a fost foarte puțin adăugită cu temele care au apărut unele în postcomunism și nu au existat în comunism, dar m-am mai primit această întrebare, dacă am știut exact ce vreau, n-ar fi corect din partea mea să știu exact ce vreau, că eu sunt specializată în 2-3 domenii, dar nu pot să-i cer unui autor dintr-un domeniu care pe mine mă depășește și autorul este specialist și cu multe cărți și cu multă experiență în zona lui. De aceea am avut încredere în autor și am acceptat de obicei ceea ce mi-au propus. Cu poate câteva pe locuri, obiecții sau sugestii, dar nesemnificative. Mulțumesc, Iliana Corobca, coordonatoarea volumului Istoria postcomunismului în România. Cu noi se află Raluca Oancea, Ileana Racheru, Bogdan Murgescu, Augustin Ioan, Tudor Vișan-Miu. Am să rog pe domnul profesor Bogdan Murgescu să ne vorbească despre această panoramă din punctul de vedere al istoricului, istoricul care urmărește atât fenomenul politic cât și fenomenul economic. Cum o vedeți? Unde o vedeți situată această carte? Vă rugăm, domnule profesor. Mulțumesc foarte mult. Este o plăcere și o onoare pentru mine să fiu parte în acest colectiv. Ce aș putea să vă spun este faptul că în primul rând apreciez pluralitatea viziunilor. Sigur că asta într-un fel este și programatică în momentul în care pui titlul Panorama unei epoci istorice și a unui proces istoric, dar pluralitatea aceasta se vede și nu numai în numărul de capitole care îl vedeți acolo și în dimensiunile volumului, ci și în diversitatea autorilor. Suntem oameni care nu ne-am concertat neapărat să vorbim la oaltă cum armonizăm diversele puncte de vedere unde sunt suprapuneri, pentru că ele sunt și ele se vor vedea și acum și unele puncte distincte se pot vedea în volum. Dar tocmai că volumul aclimatizează, după părerea mea, bine, faptul că avem păreri care unor abordări care nu sunt toate identice, nu sunt nici totdeauna convergente, ci sunt complementare de multe ori. Avem puncte de vedere care uneori pot să fie diferite, dar care au fiecare argumentele lor și sunt formulate de colegi care sunt valizi științific pe fiecare pe domeniul lui, sau cel puțin eu așa cred, și atât cât am apucat să citesc din volum, mi s-au părut argumentări convingătoare, n-am apucat să termin, îmi fac autocritica că vorbesc înainte de a fi apucat să parcurg întregul volum, dar în orice caz mie mi s-a părut că este interesant. Eu unul am avut multe de învățat din volumul întregul său, din diversele capitole. Au fost lucruri pe care, evident, ca o persoană cu o anumită vârstă, am apucat să le și trăiesc direct și fac parte din memoria vie să zicem, dar altele care n-am fost atent la ele și sunt lucruri asupra cărora mi-a fost atrasă atenția de către colegii autori ai... Vreau să vă pun o întrebare. Dacă ar fi să vă amintiți un lucru în ultimii 30 de ani, acum care vă vine în minte, un lucru care să vă facă plăcere să vă amintiți de el, care ar fi ăsta? Să facă plăcere... Da. Bine, să-mi facă plăcere, probabil, dar aici poate că nu am văzut destul sau n-am citit destul, este momentul 22 decembrie. 22 decembrie, care a fost un moment de trăire extraordinară pe străzile Bucureștiului, de entuziasm genuin al unui număr foarte mare de concetățeni. Deci, și de faptul, momentul în care se îmbrățișau om cu om care nu se cunoșteau pe stradă, dar poate aici era mai mult de spus, chiar și în acest moment. Dincolo de asta, vreau să adaug un lucru care nu are legătură cu ce a fost bucuria. În cazul meu a fost... am un capitol aici în care l-am lucrat în coautorat cu doi colegi mai tineri, o fostă studentă a mea și cu un coleg mai tânăr care nu a făcut, ASE-ul la bază, și pot să vă spun că a fost o experiență și intelectuală de a pune la oaltă contribuțiile și punctele mele de vedere cu ceea ce aveau ei. Și eu zic că a ieșit mai bun decât dacă ar fi fost un capitol pe care l-aș fi scris de unul singur. Deci aici pot să vă spun că a fost și un prilej și eu cred că asta este important, să ne păstrăm mintea deschisă, să învățăm și să ne încercăm să ne îmbogățim în ceea ce facem intelectual, adică să nu ne încremenim în proiector. Acest volum cred că ajută foarte mult tocmai în a ne menține curiozitatea, atenția și până la urmă de a învăța mai mult unii de la alții. Mulțumesc! Și eu mulțumesc că a fost profesorul Bogdan Murgescu, prorector al Universității din București. Îl invităm acum pe Raluca Oancea, care s-a ocupat de partea de artă fotografică, artă digitală. Cum a fost această experiență, colaborarea cu Iliana Corobca și cum vă simțiți în aceste 48 de prezențe în panorama postcomunismului în România? Vă mulțumesc! În primul rând, colaborarea mea cu Iliana a fost extraordinară. Iliana este foarte modestă, dar ar trebui poate să amintesc eu că în spatele acestui volum a fost o muncă politică cu autorii, de relaționare, dar și de răbdare incredibilă, și Iliana a făcut față, cum trebuie să spun, nici eu nu mă așteptam că ar putea face față cineva. Am ajuns la final cu toții cu bine și mă bucur că această lucrare atât de complexă, atât de amplă, în sfârșit a apărut în lumea editorială. În cazul meu, proiectul despre arhivele de fotografie are legătură și cu revista Arta. Domnul Petru Lucaci este prezent aici și de asta aș vrea să menționez faptul că am primit o invitație din partea domnului Petru Lucaci, care se ocupă atât de Uniunea Artiștilor Plastici, este director acolo, dar și de revista Arta, de a edita un număr vara trecută dedicat arhivelor fotografice, în colaborare cu Hora Avram, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Și așa am început o mică cercetare care de fapt a luat foarte mare amploare. În revista Arta am publicat doar o parte din ea, pentru că astea sunt condițiile editoriale. Și în momentul în care m-am întâlnit cu Liliana, am spus: o, Doamne, ce întâlnire fericită, pot duce mai departe această cercetare, și astfel a ajuns să fie transformată într-un capitol de 50 de pagini, dacă nu mai mult, cu o serie bogată de ilustrații. Practic există câteva idei acolo teoretice și câteva cărți care au stat la baza studiului meu, ca anume aș putea să-i amintesc pe Foucault, pe Derrida, Foucault cu această idee a sa despre istorie, istoria care nu se mai ocupă astăzi cu studierea faptelor, ci mai curând observăm un proces de transformare a documentului în monument, deci o istorie birocratică. Și de asemenea Derrida are aceeași abordare în care arhivele, în general, sunt legate de putere. Ori exact în acest punct, legătura dintre putere și dintre scrierea unei memorii sau a unei istorii oficiale și posibilitatea artiștilor de a rescrie această memorie oficială și istorie oficială, exact acesta este punctul tare de unde a plecat studiul meu. Prin urmare, ceea ce am căutat a fost o serie de artiști importanți care au lucrat cu arhivele de fotografie, fie au elaborat noi arhive de fotografie în perioada de după 90, când România trecea prin acea continuă, nesfârșită tranziție către structurile europene, fie este vorba iarăși de o categorie importantă de artiști care lucrează cu arhive deja existente, cum ar fi grupul Subreal, care a lucrat cu arhiva revistei Arta, cum ar fi arhiva Minerva de la Cluj, în care iarăși sunt reluate niște fotografii din arhivele unor ziare importante și apoi recontextualizate artistic. Ce se obține prin aceste lucrări? Este vorba despre niște proiecte interdisciplinare, în primul rând, în care artiștii reiau acest rol de istoric sau de antropolog. De asemenea, în spatele acestor proiecte foarte importante ar fi o serie de proiecte la care eu însă mi-am colaborat împreună cu profesorul și artistul Iosif Kirai. Se întâmplă că se face un joc foarte frumos de roluri între antropologi, istorici și artiști. În spate există niște cercetări de teren și, de asemenea, cred că o interesantă idee a noastră, a artiștilor, este să, cu ajutorul acestor arhive, care sunt fie reinterpretate pentru a rescrie istoria oficială, fie sunt create ca o alternativă la ceea ce apare în zona jurnalismului, acele păreri despre, să spunem, România în tranziție sau tot felul de fenomene. Ce aș mai vrea să spun, un factor important pentru exact perioada asta a anilor 90, în România a existat o adevărată fobie a arhivelor, astfel încât artiști, cum ar fi cei din Subreal, au reacționat la niște fenomene istorice importante și problematice, cum ar fi incendierea unor arhive importante, arhiva MEAI, arhiva Bibliotecii Universitare, arderea unor arhive, a unor documente, așa zis, neimportante în acea perioadă de imediat după 90, sau, de asemenea, interzicerea temporară a accesului la dosarele pregătite și stipuite de securitate. Prin urmare, ceea ce reușim noi să facem, printre altele, este un fel de reconfigurare a istoriei, o rescriere. Oferim niște istorii subiective, dar, de asemenea, niște recategorizări ale lumii. Și ca să dau un exemplu, iată un artist din Iași, Andrei Nacu, studiază niște arhive vechi din timpul perioadei comuniste cu imagini tipologice, cum ar fi mingea roșie cu buline, pe care noi toți copiii comuniști am avut-o, sau bratul de Crăciun, sau diferite posturi ale familiei în acea perioadă. Astfel încât, cu ajutorul acestor categorii, se rescrie într-un fel istoria acestei perioade. Vă amintiți și dumneavoastră un moment care să vă fi făcut plăcere, să vă fi încântat în ultimii 30 de ani, un moment personal care să aibă legătură cu profesia sau să nu aibă legătură. Deci, ce ar fi un moment pozitiv? Eu cred că un moment pozitiv ar fi momentul în care m-am angajat la Universitatea Națională de Arte și am început o serie de colaborări cu câțiva profesori care în același timp sunt și profesori acolo, dar și niște artiști cu adevărat activi pe scena națională și internațională a artei, cum ar fi Iosif Kirai, la care deja m-am referit, dar și domnul Petru Lucaci, împreună cu care am realizat o serie importantă de expoziții și evenimente culturale. Vă mulțumesc foarte mult, Raluca Oancea, care are o contribuție în istoria postcomunismului în România, volumul Apoi la Polirom, coordonator Iliana Corobca. Domnul profesor Augustin Ioan, vă rugăm. Locul vorbitoare să se încadreze în 5 minute, că la un moment dat trebuie să ne oprim. Dar ce faceți să vă răspund? Ce părere am despre deputatul? Păi am o părere bună, că am contribuit la ea. Adică, chiar atât a lucru. Nu, e ok. E o carte enormă, ca obiect de carte. Și pentru mine a fost un exercițiu foarte interesant. Participați la Panorama Comunismului în România, că la asta am și în ziajul primei participări a apărut această idee cu ce s-a întâmplat după. Vreau să spun că în procesul acestor două gărți, printre alte lucruri, am câștigat o primă. Primăria cu un spăr, de casă bretană. Ceea ce e lucrul cel mai important. În al doilea rând, redactarea, pentru partea de arhitectură, vreau să vă spun că eu mă pricep la unul câte câte mai degrabă aici. Și am spus că ne-am dat seama, răspunsând așa la provocările editoare, că trebuie să redactez altfel pentru acestea de exerciții de comunism, care era un obiect deja pe mine de insectar, să spun așa, am aplicat tacticile redactarea de text academic. Deci îmi dai seama că e vorba și de istorie personală. Foarte multe lucruri despre care am vorbit în cursul de 2025, cu cursul pentru catedră în 2002, am fost într-o fel sau altul publicat și atunci am ales chiar texte pe care le publicați în acea perioadă despre la cazul la dilema veche, în alte circunstanțe. Deci am încercat să variez această distanță arătând de la fața locului și din timpul locului, să spun așa, până la istorie după 30 de ani, după 20 de ani, după 10 ani, ce s-a întâmplat după acest eveniment. Mă bucur că e și arhitectura prezentă acolo, pentru că, sigur, nu atât de mult ca perioada comunistă, dar e un trebun de înțelegere a ceea ce s-a petrecut. Și urbanismul, că am aici avem Sfâșor, care e directorul școlii, doctorul urbanismului. Și pe domnul Aștept Panaitescu, pe care îl vedeți acolo, și care știe tot despre această lucruri. La fel ca și mine a fost publicat. Mulțumesc Lilianei că s-a gândit și la noi să se mai gândească, nu știu, la Panorama Postcomunismului în Republica Moldova, recomandat pe tot pe care îl știu și care îl apărăm. Iați în jocul nostru, vă amintiți un punct luminos din ultimii 30 de ani pe care să-l faceți public? M-am gândit când am spus prima întrebare de viață. Cel mai interesant lucru care mi s-a întâmplat în viața asta, cel mai luminos, așa cum zice domnul Șerban, a fost pe 1 ianuarie 2007. Eram în curtea ambasadei României la Dakar. Soția mea era ambasador. Vulturul Bobu, care era vulturul ambasadei, era în spate, în Maulobul din spate, s-a dovedit ulterior că vulturul Bobu a făcut pui. E greșit să răsăcă, era feliță. Dar asta e important. Important este că eu am făcut refertul pe societatea că am ridicat steagul Uniunii Europene din steagul României. Și am crezut în momentul ăla că totul va fi posibil. Și m-am înșelat. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul profesor Augustin Ioan. Ileana Racheru, te rugăm. Ne spui care a fost contribuția ta și dacă vrei să-ți amintești un punct luminos către adevărat. Ascultă. În primul rând vreau să-i mulțumesc Ilianei Corobca pentru efortul extraordinar de a fi coordonat un volum cu 47 de autori plus coordonatoarea. În același timp vreau să mulțumesc pentru inițiativa de a pune pe, să spunem, piața intelectuală din România un volum extrem de exhaustiv care disecă, să spunem, aproape toate aspectele României postcomuniste. Contribuția mea a fost una pe politica externă și se referă în principiu la modul în care, să spunem, Republica Moldova și-a structurat diplomația și relațiile bilaterale cu România după, mă rog, spune, momentul 1991, dacă mă referim la Republica Moldova. Și acum, ca să mă grăbesc puțin, spuneați de un moment anume din România postcomunistă. Da, al meu. Pentru mine e un pic mai greu să vorbesc despre România comunistă ca și postcomunistă, ca și cunoaștere personală, pentru că, spunem, în 1989 aveam 5 ani. Dar cred că un moment important este cel în care am putut să călătoresc în spațiul ex-sovietic și să văd diferențele majore dintre un stat membru al Uniunii Europene, și anume România, și statele care rămăseseră în afara proiectului european. Deși prima dată când am călătorit un spațiu ex-sovietic, trecuseră doar 7-8 ani de la momentul integrării României. Mulțumesc mult de tot încă o dată, Iliana Corobca, și mulțumesc și Poliora. Mulțumim, Ileana Racheru. Tudor Vișan-Miu. Doamnelor și domnilor, aș propune o lectură a acestui volum în două planuri tematice, unul ținând de tranziția spre economia de piață și pluripartidism, iar celălalt ținând de despărțirea de trecut. Legat, sigur, de subiectul despre care am scris, el se completează foarte bine cu articolul de un profesor Bogdan Dima, în care se vede cum s-a pus problema monarhiei, cum s-a organizat un referendum prin forma de guvernământ, nici în celelalte țări nu s-a desfășurat de altfel decât în Albania, unde sigur că Republica a câștigat cu o marjă foarte mare. Este, sigur, poate de înțeles de ce referirea la puterea politică la legitimitatea politică s-a făcut prin Revoluția Română din decembrie 1989 și nu prin trecutul dinainte de perioada comunistă. În schimb, ceea ce cred că este o mare pată a post-comunismului este faptul că timp de 6 ani regele Mihai nu a putut să revină în țară, în timp ce urmașii ai dinastiei Romanov au putut să revină în Uniunea Sovietică în ultimii ani ai acestui stat. Sigur, sunt foarte multe teme care ar putea fi discutate apropo de această despărțire de trecut, chestiunea victimelor comunismului, chestiunea nomenclaturiștilor și a ofițerilor de securitate. Sunt mai multe articole despre tema asta, cum este de pildă cel al domnului Constantin Vasilescu despre procesele Vișinescu și Ficior, unde aflăm ce dificil a fost să se obțină o condamnare și chiar exista riscul să se invoce o prescripție specială și procesul să nu se mai soluționeze cu o condamnare. Este articolul domnului Marius Oprea apropo de foștii ofițeri de securitate care au obținut diverse poziții și privilegii în toată societatea. Acum, sigur, privind un moment, eu nu am trăit toți acești ultimi 30 de ani. Pe mine ce m-a marcat a fost că regele Mihai a fost ținut, am invitat să țin un discurs în Parlamentul României, dar sigur, dacă aș fi trăit atunci, cu siguranță m-ar fi impresionat și vizita de Paști din 1992. Nu trăiam atunci, dar am auzit din foarte multe relatori și din filmul făcut de Sorin Ilieșiu și eu am văzut ce moment emoționant a fost. Haideți să ne amintim acest moment al discursului regelui Mihai. Cred că se întâmpla în 2012. Și dacă puteți să creionați acel moment, ar fi foarte bine, pentru că cred că a fost cel mai bun discurs în ultimii 30 de ani auzit în Parlamentul României. În 2011, când regele Mihai împlinea 90 de ani, sigur că a existat și un interes politic pentru acest lucru. Pe câteva luni înainte, președintele României exprimase niște opinii legate de domnia regelui Mihai. Lucrurile n-ar fi trebuit legate, dar în orice caz s-a obținut de cu greu o majoritate pentru a se vota în Parlament, să se facă această invitație și discursul, într-adevăr, a fost excepțional. Era un moment de criză economică, când fixau foarte multe nemulțumiri și frustrări, iar regele Mihai a făcut referiri care nu prea se aud în Parlament, de până la situația oamenilor vârstnici, care sigur că treceau prin niște clipe mai grele. Mulțumesc! O invităm spre final din nou pe Iliana Corobca. Intră în jocul nostru și amintește și ea un punct luminos din ultimii 30 de ani, care să aibă legătură și cu cartea și cu ea. Eu aș vrea să mulțumesc autorilor și editurii Polirom. Eu am zis cu mine cuvinte și munca nu se mă întrebe de 30 de ani, când eu m-am născut în Republica Moldova, dar totuși sunt de 20 și ceva de ani în România și pentru mine fiecare publicație, fiecare roman și fiecare carte pe care am publicat-o a fost un moment frumos. De asemenea, momente frumoase au fost cursele pe care le-am luat și aș aminti eu pe aceea de la Stuttgart, Academiști Rosul. Apropo cu ce a spus și Ileana, că a putut să trece în spațiul de est, eu am plecat în vest și am fost așa oarecum coordonare. Eu în est am călătorit pe vremea Uniunii Sovietice, dar probabil că și românii și toți cei care au scăpat de comunism au fost fericiți nu spre est să plece, ci spre vest. Și asta a fost, să zic, pentru mine unul dintre momentele frumoase. Le mulțumesc vorbitorilor de aici. Sper că v-ați dat seama cât de diverse sunt preocupările și cât de diferiți sunt autorii. Avem aici pe cel mai tânăr autor din proiect, Tudor Vișan-Miu, avem profesor universitar și prorector de universități, dar și tineri cercetători la început de cale. Și vreau să mai anunț că pe 10 ianuarie vom avea o masă rotundă la Colegiul Noua Europa, la invitația doamnei rector a Colegiului Valentina Sandu Dedu, care este de asemenea autoare în proiect, și vom avea o lansare mai așezată, unde o să puteți interacționa și pune întrebări autorilor și o să fie deci pe 10 ianuarie, exact peste o lună. Mulțumesc celor care au asistat aici, în fața noastră, și au răbdat până la capăt, că e o lansare totuși mai lungă decât de obicei. Nu scap, Iliana Corobca. Mai am o ultimă întrebare. Din aceste 1100 de pagini, dacă ar fi să rezum, cum a arătat România după 1989? Deci, Panorama comunismului rezumă într-o frază sau două. Ce a însemnat România după 1989, după ce ai văzut 48 de texte? Eu aș folosi, pentru că nu improvizez acum, aș folosi o frază de notă asupra ediției, și anume referitoare la titlul textului. Postcomunism a fost o sintagmă adoptată prin referire la panorama comunismului, dar există mai multe propuneri și autorii nu spun toți postcomunism, spun de pildă post-revoluție, post-decembristă perioadă și spun perioadă de tranziție. Cred că acești 30 de ani ar încăpea în această tranziție pe care eu am crezut că odată cu pandemia și odată cu o altă sintagmă, epoca post-pandemică, intrăm totuși într-un alt timp și vorbim despre această perioadă de 30 de ani ca despre o epocă încheiată. Mulțumesc, mulțumesc Iliana Corobca, Raluca Oancea, Ileana Racheru, Bogdan Murgescu, Augustin Ioan, Tudor Vișan-Miu, Iliana Corobca și Ovidiu Șimonca v-au prezentat acest volum, Panorama Postcomunismului în România, volum apărut la editura Polirom. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, că se poate cumpăra la standul editurii Polirom, care continuă lansările până diseară la ora 19. Numai bine și lectură cât mai plăcută!